A murit Adriana Avramovici, sau cum era cunoscută pentru toți timișorenii și nu numai, Piranda de la Timișoara. Sora Rodica Iolaru a fost îngenunchiată de mai multe probleme de sănătate grave. Astăzi a plecat să cânte îngerilor. Mă cheamă să beau, mă cheamă să cânt, dar nimeni nu știe ce-i la mine în gând. Mă cheamă să beau, mă cheamă să cânt, dar nimeni nu știe ce-i la mine-n gând. Dă-mi un pic de pâine și un pic de apă și femeia care după mine creapă. Dă-mi un pic de pâine și un pic de apă și femeia care după mine creapă, după mine creapă. Rodica Olariu este devastată de durere de când a aflat că sora ei a pierdut lupta cu boala. Au trecut prin foarte multe clipe grele și pașe și mult și nu este în țară, e în Austria, dar vrem să aducem. Pierderea semne de mine, nu mult, foarte mult. Nici nu pot să cred că încă nici eu realizez că încă s-a dus și nu știu dacă vreodată cineva poate să șteargă durerea care nu s-a plecat acum. Piranda de la Timișoara a fost și va rămâne un simbol al muzicii de petrecere din orașul de pe Bega. Dumnezeu să o odihnească în brațele raiului.